noastră. Salut! Suntem la 60 de minute cu Remax, ultima lună din 2020, anul provocărilor COVID sau ce-o fi. Și ne-am adunat în formula asta de două cămăși albastre, eu și cu colegul Iulian Berghean, fără să fim înțeleși înainte, să vorbim despre nou CEO al Remax România, începând cu 2021, zice, și să vedem ce am făcut în 2020, cum a fost piața, cum a fost industria, ce o să facem în 2021 și mai departe, cum o să ne împărțim treburile în interior aici împreună cu colegul Iulian și sigur cu un filtru, așa cum zici tu. Și ce să mai zic? Hai să ne zici tu, Iulian, despre tine. Da. Salutare tuturor. Salut, Răzvan. Noi ne vedem de azi dimineață. Salutăm aici. Mulțumim fain de invitația asta și mă bucur să fiu în proiectul ăsta. Cu Remax cumva de la început. Despre mine nu foarte multe. Născut, ca să zic așa, undeva în Moldova, trăit, crescut în Ardeal și mutat la Cluj încă din vremurile studențești. Aici, practic, mi-am început cariera și mi-am dezvoltat ulterior cariera în vânzări. Place să zic că și astăzi, după 18 ani de vânzări, că sunt încă un vânzător. Asta e ceea ce fac, ceea ce știu să fac și ceea ce îmi place să fac. Alături de proiectul Remax din 2011, cred că, iar sigur din 2014, alături de tine, în a manageui, administra la nivel național acest proiect. Povestea asta cu Remax România. Cu Remax România, da. Am început-o cumva de pe două poziții. Am luat atunci un copil șchiop și plin de mizerie. Da, care toată lumea zicea că e urât. Da, nu-l vrea nimeni. Da, mi-aduc aminte că am avut în primul an peste 300 de întâlniri de vânzări francize. Rezultatele au fost slabe, iar marea majoritate din cele 300 au fost cine sunteți voi, ăia care cumva... Ați dat kicks aici în România și vreți să mă prostiți pe mine, da. Și au fost. A fost multă ambiție și multă nebunie la vremea respectivă să mergem înainte. Sigur, am pornit cumva de pe două poziții în care tu conduceai la vremea aia Remax, care număra 3 oameni. Da. Sigur că astăzi suntem la peste 6 de membri în rețea și avem o echipă foarte faină aici, regională, cu care administrăm tot acest business. Și eu care cumva dezvoltam Academia Remax, care a fost și este programul educațional sau cuprinde toate cursurile pe care Remax le face la nivel național pentru rețea și nu numai, am avut foarte multe evenimente deschise în zona asta de educație pentru că ne-am dorit cumva să fim un trendsetter, am introdus și am dezvoltat cumva și am pus foarte mult accent pe partea de reprezentare exclusivă, crezând și în continuare credem lucrul ăsta că singurul mod în care poți oferi servicii excepționale clienților tăi se poate face în reprezentare exclusivă. Da, cam asta așa. Sigur, dacă ne uităm înapoi, mi-au cam minte 2016, aveam o aplicație, 17, aveam o aplicație în care măsuram câte nopți am dormit departe de casă, peste 200 de nopți în afara Clujului. Puteam să mă întreb unde locuiesc, atunci, de fapt. Atunci erai full implicat în zona asta de training. Da, alergam continuu pentru a dezvolta ceea ce astăzi este Remax-ul și sigur sper și de asta am și intrat în poziția asta de executiv în care îmi doresc foarte mult să creștem, să atingem obiectivele pe care le-am setat încă de la început, 1000 de agenți, 100 de birouri. Am zis că o zicem la atâta de multă lume încât să ne fie rușine și... Că nu, iată, acum o zicem și pe video, în online. Da. Până acum am zis-o în sările de curs și în toate meetingurile care le-am avut. O să facem 1000 de agenți. Și sigur. Obiectivul e mai aproape ca niciodată, adică în următorii 3 ani cu siguranță ajungem acolo. Bun, fain. Acum, din punctul meu de vedere, tu ești așa un fost coleg care a devenit coleg în urmă cu vreo 18 ani. Atunci erai pe o poziție din asta de sales, undeva prin Blaj, tu fiind din Blaj. Și așa încet, încet, în organizația aia care o aveam la momentul respectiv, alta decât Remax, a evoluat. În momentul în care eu am ieșit din business,
Tu ai luat-o pe o carieră oarecum antreprenorială de consultanță și ai făcut diverse experiențe, expertize. Pe urmă, la vreo 4-5 ani distanță, am repornit Remax și iarăși ne-am recuplat, cum ar veni, pe poziția de conducător al Academiei Remax. Da. Și până anul ăsta, pe la jumătate, așa, după jumătate, ne-am dus în formația asta. Academia s-a dezvoltat frumos, erau 3-4 oameni care erați și lucrați împreună. Și eu simțind nevoia de un partener, de un om cu care să pot să împărtășesc și care să treacă cu mine, te-am invitat să vii pe poziția de executive și în același timp și ca partener în firma Remax România. Așa că am avut o jumătate de an sau mai puțin de setări și din 2021 suntem fiecare pe scaunul nostru. Da, știm mai clar ce avem, știm mai clar ce avem de făcut. Da, sigur, Răzvan din poziția de președinte, cumva eu din poziția de executivă. Ce acum suntem la interesant? Doi pereți distanță noi. Da. Ce cred că e foarte interesant e că venirea mea se produce în plină pandemie. Exact. Și da. Cu toate astea, în jumătatea asta de an a fost cumva cea mai bună în realizări, istoric vorbind, în tot ceea ce înseamnă proiectul Remax la nivel așa național. Așa. Și sigur, multe setări, mult mai multă orientare către a înțelege ceea ce își doresc clienții în primul rând, ajuta și a susține agenții în a servisa la nivel maxim și sigur birourile de la nivel de regiune în dezvoltarea unui business stabil și profitabil alături de noi. Cam asta este focusul pe care vrem să îl punem în tot ceea ce construim aici. Dar, desigur, dincolo de toate astea, să have fun, cum zice americanul, da. Să ne și simțim bine, să ne distrăm. Să ne simtem bine, să... da. Da. Bun, păi hai să vedem un pic, poate mulți din cei care o să ne urmărească, o să vrea să afle despre ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în piața imobiliară și ce se va întâmpla în 2021 în piața imobiliară. Acum, hai să încercăm amândoi să facem un rezumat a anului trecut, sau anului ăsta, care mai are vreo 2 săptămâni până la schimbarea de prefix. Și, pe urmă, să vedem cum arată anul viitor, cum îl vedem noi. E mult mai ușor de vorbit despre trecut. Trecut, pentru că știi, clar, în spate, în oglinda retrovizoare, clar. Decât despre viitor, acolo o să vedem exact ce va fi. Putem să doar să presupunem și cred că putem estima așa într-un viitor apropiat, dar nici de cum într-un viitor îndepărtat. Lucrurile se schimbă cu o viteză amețitoare cumva. Adică mi-aduc aminte, noi eram în martie, în început de martie, într-un eveniment la București în care erau peste 100 de persoane, next level la București, iar când am intrat în eveniment tot a fost ok, când am ieșit seara deja se închiseseră școlile. Exact. 2 zile mai târziu președintele anunțase că intrăm în stare de urgență și a fost așa o chestiune cumva în care am intrat cu toții de azi pe mâine. Într-o fracțiune de secundă la scara istoriei. Da, da. Mi-au cam minte. Da, era în perioada respectivă aveam programat un concediu, am plecat în concediu, a trebuit să anulez totul, să mă întorc înapoi. La 3 zile distanță, de unde am decolat normal, când m-am întors înapoi, era totul schimbat. Securizat, bla bla bla. Da. Da. Ok, cum a fost anul 2020? 2020 a început bine, ca să zic așa, pe care a fost o perioadă de lockdown care cred că s-a resimțit puternic în economie în general și în oricare dintre business-uri. După care a fost o relansare noi în 15 mai, practic, am ieșit din lockdown. Lunile iunie, iulie, august au fost niște luni în creștere, culminând pentru noi cu un octombrie care a fost istoric, da, cel mai bun în vânzări. În vânzări. Și cumva relansarea s-a produs relativ rapid, adică nu a fost a fost o relansare bruscă în tot ceea ce înseamnă vânzări imediat după redeschidere. Sigur, am văzut comportamente schimbate, atât în modul de prestări, servicii ale
agenților noștri, dar și în modul de sau în comportamentul de vânzare, cumpărare ale clienților noștri. Putem vorbi, de exemplu, un focus mult mai mare pe partea de tot ce înseamnă tehnologie. Da, stai, hai să rămânem un pic în zona de piață imobiliară. Da. Eu te-aș mai completa că prețurile în 2020 ori crescut așa până la lockdown. Pe urmă, tot au înghețat. Practic, nu prea mai erau creșteri de preț, că nu prea mai erau tranzacții. Toată lumea stătea la bârlog. Țara asta și Europa și probabil că lumea arăta așa ca un scenariu din ăla pre-apocaliptic, nu știu cum să zic. Și practic nu s-a întâmplat nimic în piață în alea 3 luni. După care, când s-a reluat activitatea cu câteva restricții acolo, iarăși au început să crească vertiginos numărul de tranzacții, însă prețurile s-au conservat. Deci asta aici am văzut și noi la nivel național. Și practic până astăzi variațiile de preț la nivel național, în special în zona de rezidențial, au fost quasi zero, aș zice eu. Începând cu luna martie, până astăzi, în medie la nivel național, s-au înregistrat niște variații mici, aș zice eu. Unele orașe au crescut ușor, cum ar fi Clujul, altele poate că au înregistrat ușoare corecții, însă și acolo depinde de zone, de locații. Tipuri de proprietăți, de locații. Deci, cu alte cuvinte, aș zice că în ansamblu 2020 a fost un an al conservării prețurilor. O creștere destul de scurtă la începutul anului și, pe urmă, o conservare a prețurilor. Cea mai, aș putea că spune că am mai văzut că proiectele au continuat să se deruleze, dezvoltările imobiliare. Șantiere s-au tot construit. Noi am vândut destul de bine, mult mai bine decât rău ne așteptam să fie în perioada asta de vară, în proiecte, și credem că piața, da, o să vorbim și despre ce credem în viitor, cred că nu vor fi mari schimbări, dacă nu se vor întâmpla mari schimbări în societate, dar așa cum ziceam, depinde foarte mult, vedem cu faza scurtă, deci nu avem avem o perspectivă pe termen lung. Depinde foarte mult de restricțiile pe care autoritățile le impun, de celelalte business-uri, cum vor fi afectate. Corect, de economia în ansamblu, europeană, mai degrabă globală, iarăși. Sunt foarte multe variabile de luat în calcul, care cred că fiecare poate influența piața imobiliară. Cred în continuare că segmentul sau industria bancară are un rol foarte important în direcția asta de imobiliare, modul în care ei vor reacționa în a acorda credite sau a impune restricții la credite va putea afecta și piața imobiliară. Deocamdată lucrurile funcționează bine în zona asta, băncile sunt deschise în a oferi credite, ba mai mult aș zice că banii sunt cumva ieftini și piața imobiliară în continuare, eu zic că nu a fost foarte mult afectată de criza pandemică. Ce am mai constatat în piață? Nu, în materie de segmente de piață, de cereri. Aș zice că piața s-a temperat sau s-a subțiat destul de mult în zona asta de comercial și office. În special în partea a doua anului. În partea a doua anului. Avem multe, multe situații în care s-au eliberat spații, multe spații de birouri. Probabil că în perioada 2021, prima jumătate, nu știm ce o să vină mai încolo, se vor mai elibera spații de birouri și spații comerciale. Este o schimbare de paradigmă în care oamenii lucrează de acasă. Sunt foarte multe companii medii mari care și-au resetat modul de operare și o mare majoritate a angajaților lucrează de acasă în zona asta de tehnologie, de servicii. Și atunci e o reorientare a unor companii în a ieși din zona asta de spații închiriate și aici ne așteptăm să înregistrăm scăderi. Am văzut ceva scăderi și probabil că vor mai apărea.
Iarăși... Aș adăuga aici numai că poate fi și o oportunitate foarte bună pentru poate startup-uri sau oameni care își doresc să dezvolte business-uri în a avea acces la spații care în mod uzual nu ar fi putut niciodată avea acces. Vedem spații și restaurante, de exemplu, cu istorii care se închid, spațiile rămân disponibile în centre de orașe și... practic, cred că există o posibilitate și o oportunitate pentru a construi poate alte business-uri în locațiile respective. Păi nu mai departe decât noi. O să deschidem într-un fost restaurant, nu? În București, da. Cu o locație cafenea, foarte mișto, o fostă restaurant cafenea, un birou Remax. Deci, uite, beneficiarii direcți. Da. Pe urmă, iarăși ce am mai văzut noi... Noi am mai povestit și am mai și spus în diverse ocazii, o reorientare a nevoii locative înspre spații mai mari, mai deschise, grădină, curte și mulți dintre cei care stau astăzi în apartamente mici, medii, la bloc, caută unii dintre ei soluții alternative de viață la casă. Așa că zonele periurbane din orașele mari încep să devină interesante și unii dintre proprietari să se mute la periferia orașelor sau în localități mici. Și cred că asta se va accentua la nivel întregii piețe. Da, la un moment dat în... toamnă, septembrie, cred că am și dat un comunicat de presă în direcția asta. A fost preluat de multe agenții de media la nivel național și am inclusiv am fost implicat în mai multe interviuri pe partea asta. A devenit cumva un clișeu, dar cererea pentru case a crescut foarte mult în a doua jumătate a anului 2020 și comparativ cu anul 2019. Cred că posibilitatea unui viitor lockdown a făcut oamenii să se gândească la posibilitatea de a achiziționa o casă care să aibă și curte, care permite un alt confort în condițiile în care apare un al doilea lockdown în țară. Și cumva s-a tot bătut monedă pe direcția asta și este o realitate în ceea ce privește solicitările cumpărătorilor noștri. Da. Iarăși am văzut o reorientare a dezvoltatorilor înspre ideea de dezvoltare pe orizontală versus pe verticală, unii dintre ei. Era un segment la care nu se prea uitau dezvoltatorii, toți preferau să dezvolte pe verticală. În țară sunt foarte puține dezvoltări de case pe orizontală. Acum înțelegem că este o tot mai mare curiozitate și probabil că în anii următori o să vedem o reorientare și spre direcția asta a unora dintre dezvoltatori. Da, în ansamblu, sigur că nu e rău. E un segment complet descoperit, după părerea mea. Casele s-au dezvoltat în enclave mici, în toate orașele din România. Nu sunt dezvoltări mari în care să proiecte de sute de case. În timp ce sute și mii de apartamente tot sunt în dezvoltări. Deci, cred că o să vină și un trend de genul ăsta. Bun, acum, din industrie, din zona asta de imobiliare, ce am făcut noi în 2020? Aș adăuga aici, poate, la ceea ce s-a întâmplat, cum ziceam, că zona asta de tehnologie s-a dezvoltat foarte mult și a impactat inclusiv partea de imobiliare. Corect. Vedem vizionări care altădată se făceau clasic cu vizită la imobil, le vedem făcute în online, fie cu ajutorul platformelor, fie cu ajutorul unui tur virtual pe care mulți agenți preferă să îl facă. Da, noi am mers mult în zona asta, da. Noi mult am construit, am setat inclusiv site-ul, CRM-ul, toate instrumentele tehnologice care să permită prezentarea tururilor virtuale în platformele noastre și să fie disponibile pentru clienți. Credem că, da, oamenii sunt mult mai atenți acum la interacțiunea asta umană, care implică până la urmă
sau este prezentă în vânzarea unui imobil și preferă poate primele vizite să le facă în online și să se familiarizeze cu... Știi, zicea unul dintre fondatorii Remax la nivel global, zicea, agenții nu vor fi niciodată înlocuiți de tehnologie, pornind de la componenta asta emoțională și eu știu, mică filozofie acolo. Deci agenții nu vor fi niciodată înlocuiți de tehnologie și în completare, zicea, agenții vor fi înlocuiți de agenți cu tehnologie. Corect. Deci asta e direcția pe care și noi o vedem și am făcut și în 2020 multe upgrade-uri, investiții semnificative în zona asta de tehnologizare, în tot ce înseamnă baze de date, automatizări de procese, mult marketing. Și o să facem probabil mai accelerat. Adică mai accelerat după cum sunt planurile la care lucrăm în 2021. Nu? Ne propunem să fim și în 2021 un trend center pentru piața din România. Cum ziceam nouă dată, mai multe ori vrem să fim oamenii care construiesc harta, nu care se ghidează după ea. Bravo. Ce cred că este important ca sau cuvântul care cred că este cel mai important într-o perioadă de genul ăsta de criză este adaptare. Trebuie să putem să ne adaptăm la condițiile pieței, putem să ne adaptăm la măsurile care se iau din partea autorităților în așa fel încât să facem ca acest business să meargă mai departe. Cred cu tărie că imobiliarele este sau real estate este un business pentru oameni, cu oameni și despre oameni și tehnologia nu poate fi altceva decât un mijloc care să ajute la interacțiunea umană care va duce sigur la prestarea serviciilor. Noi am făcut multe schimbări în anul 2020 în ceea ce privește educația, pentru că foarte multe dintre cursurile, apropo de adaptare, povesteam mai devreme, a fost nevoit să ne adaptăm la condițiile care au fost create și atunci am trecut foarte mult în online. Îmi aduc aminte, în lockdown am rulat exact. 3 webinarii pe zi pentru rețea, 3 sesiuni de training, pe zi în fiecare zi, pentru că ne-am dorit să ținem rețeaua aproape, ne-am dorit să... am găsit în sfârșit poate timpul necesar ca să ne educăm, pentru că rutina asta zilnică de multe ori punem educația mai în spate. Și atunci am livrat foarte mult în pandemie. Chiar știu că discutam cu colegii că am trăit 3 ani în 3 luni, pentru că dacă adunai toate numerele, exact, care tuturor oamenilor care au participat la webinariile noastre în perioada respectivă au fost 3 ani de zile. La un moment dat mi-aduc aminte că făceam sesiuni simultane. Acum am făcut și chefuri mai online. Am făcut și chefuri în online, cred că. Da, am chefuit cu laptopul. Da. E o chestie foarte faină. Cum ne zicea colegul de la IT că dimineața la 7 mai erau încă 5 în chef, doar că nu mai răspundea niciunul, știi? Cam așa. Da, ne-am adaptat, că asta cred că este cel mai important, nu? Să poți să te adaptezi la condițiile care sunt create. Da, în ansamblu, așa uitându-mă în spate, cred că suntem o industrie norocoasă. Cred că noi în industria asta de consultanță imobiliare, consultanță imobiliare Remax, am avut un an bun, aș zice eu. Și dacă îi să comparăm cu o grămadă de alte industrii, am avut un an absolut extraordinar. Horeca, servicii conexe, de evenimente, știu eu, organizatori de nunți și accesorii, industrii întregi pe care fie le-am văzut accidental, fie nici nu știam că există, ori fost complet dărâmate de criza asta, ori noi am avut un an bun în care am crescut foarte bine. Nu? La începutul anului ne-am propus o creștere de 50%. Sigur, nu? Că am fost un pic impactat, dar am reușit o creștere de peste. Ne-am adunat noi doi undeva la începutul semestrului, semestrului întâi și am zis ok, reset. Din creșterea aia de 50%. Punem 30% și am depășit. O să fie
am depășit 30%, probabil că undeva la 35-37% o să fie față de cât am avut anul trecut. Asta în ceea ce privește numărul de vânzări, dar pe toți indicatorii suntem într-o creștere de peste 20%. Aici mă refer la numărul de agenți activi în rețea, francizele vândute și ne dorim sigur în continuare să fim prezenți. Asta apropo de planurile pe 2021, poate că vorbim un pic. Uh-huh. Ne dorim să fim prezenți în absolut toate orașele importante ale țării. Mai avem încă 4 orașe în care nu suntem prezenți. Așa că dacă, cum se zice, încă mai sunt francize în orașele astea. Da. Da, avem practic orașele Brăila, Galați, Constanța și Craiova în care ne dorim să dezvoltăm. Să intrăm în 2021, da. Și avem antreprenori locali cu care suntem în discuție și care își doresc să facă pasul. Sigur că o să vedem exact în cele ce urmează, da. Dar în 2021 eu cred că vom fi prezenți și în aceste orașe în care în momentul de față nu suntem prezenți. În schimb, suntem prezenți în alte 21 de orașe la nivel național, peste 50 de birouri în momentul de față în RE/MAX și creștem în fiecare zi. Da. Bun, acum ziceam eu de oportunitatea asta pe care am avut norocul să o trăim, să fim într-o industrie care a fost foarte puțin afectată. Și noi ne-am descurcat bine având rețea, un brand și pachet de suport cu toată rețea, am chiar crescut bine. Pentru cei care nu sunt din industrie, eu aș puncta 3 mari avantaje are industria astea. Dacă vrei să fii agent imobiliar sau să intri într-un business, ai biroul tău, trebuie să vezi un mare avantaj în lipsa stocurilor și investiției în stocuri, adică nu investești nimic în stocuri, stocurile sunt pe banii altora și pe costurile altora, n-ai transport cu stocurile, n-ai furturi, nu se perisabilități, nimic. N-ai DSP, okay? DSV. Deci imobilele sunt pe banii altora și în curte altora. Okay? Deci nu investești nimic în stoc. Și vorbim de stocuri imense. Nici nu știu ce altfel de produse ai putea să ai în stoc mai scumpe decât imobiliarele. Okay? Deci zero stocuri. Doi, este că nu ai salarii, pentru că agenții în business-ul ăsta, dacă vorbim de cei care au agenții, nu sunt angajați, ei sunt freelanceri și atunci nu ai nici salarii. Deci n-ai stocuri, n-ai salarii și trei, lucrezi cu niște comisioane foarte mari și valoric și procentual. În retail 4-5% e un comision, adică e o marjă rezonabilă la volume mari. Ori noi lucrăm cu același procent fără să investim în stocuri, fără să avem salarii și ca model de business stocuri zero, salarii zero, procente mari, valori mari, e un avantaj imens oriunde ai fi în poziția asta, fie că ești agent, fie că ești proprietar de agenție imobiliară. Deci, mii de proprietăți care sunt în portofoliu RE/MAX în momentul de față și de asemenea, dacă vorbim de costuri salariale zero, permite practic scalarea business-ului fără scalarea costurilor administrative fixe, corect, salariale. Și, da, plus alte avantaje, cum ziceam mai devreme, marfa nu-i perisabilă, nu există. Business-ul e foarte simplu dacă stăm și vedem așa. Da, și uitându-mă la sticla asta de aici, este 2020, a fost primul an în care am avut un agent care a produs peste un sfert de milion de euro, 250.000 de euro la 1 decembrie, deci aici este trofeul pe care l-avem pregătit pentru colegul nostru Cristi și ăsta e chiar un record, adică nu știu ce altă profesie liberală poate să ajungă la performanțe genul ăsta, adică să generezi încasări din servicii un individ, un profesionist de 250.000 de euro. Nu știu câtă școală trebuie să faci, cât de specialist trebuie să fie în nișa ta, cât de puternică trebuie să fie industria aia, ca liber profesionist sau, știu eu, freelancer, să generezi veniturile astea într-un an de criză. Într-un an de criză, da. Okay? Sigur, deci, în spate ar mai fi de adăugat că în spate există munca. Există foarte multă muncă, există poate și talent și determinare, dar lucrurile astea sunt posibile. Și dacă stai felicitări, să te gândești, Cristi. Da, dacă stai să te felicitări. Dacă stai să te gândești că nivelul de accesibilitate la breazla asta e foarte relaxat, adică nu trebuie să faci universități, nu trebuie să faci stagiaturi și așa mai departe.
Nu trebuie să fii mega specialist în, cuantică, fizică cuantică. Mi se pare o mare oportunitate și, în plus, industria asta nu va dispărea. Lumea asta nu va putea să trăiască fără imobiliare. Nu există riscul apariției unei aplicații care să înlocuiască agentul imobiliar. Am mai zis-o. Bun, am vorbit despre trecut. Ok. Nu? Da. Am vorbit despre trecut, despre piața imobiliară. Am vorbit despre industrie, am vorbit despre ce am făcut noi. Hai să vedem un pic, începând de anul viitor, când, așa cum am zis, o să fim fiecare așezați bine în scaunele noastre, noi doi, cum vedem piața în 2020 sau cât vedem din ea și, pe urmă, cum vedem industria de consultanță imobiliară și ce vrem noi să facem în zona asta. Și ce oportunități de business putem să le oferim celor care vor să vină alături de noi, pentru că noi oricum vrem să creștem în 2020 și 1. Da, mi-aduc aminte aici de ce sunt eu în Remax, practic. Cred că n-am zis niciodată către tine povestea asta, deși în unele cursuri am mai zis-o. În momentul în care discutam cu Răzvan, practic am fost al doilea om care a venit în proiectul ăsta și discutam cu tine despre posibilitatea creierii proiectului, ceea ce m-a determinat să ajung aici, că la un moment dat eram eu pe vremea destul de prețios, adică n-am timp, n-am bani, n-am timp să fac, vreau bani mulți și așa mai departe, dar ceea ce m-a determinat a fost o frază care ai zis-o, care mi-a zis: Iulian, tu mă cunoști pe mine și noi ne știm de, cum ai zis și tu la început, de peste 18 ani, pot să fac orice business îmi doresc, dar dintre toate business-urile astea îl voi face, va fi unicul meu business, îl voi face cu dedicare, asumare, voi construi, nu se pune problema dacă o să-l fac. Se pune problema dacă vrei să fii alături de mine în momentul în care îl facem. Și asta a fost fraza care cumva m-a determinat, pentru că am înțeles că există un om cu o misiune, cu dedicare, cu ambiție în a construi ceva durabil. Și acestea au fost genul de proiecte în care totdeauna mi-a plăcut să fac parte și să intru alături. În ceea ce... Da, uite, toți suntem cumva... puternic emoțional, mai mult sau mai puțin. Da. Și uite că, până la urmă, componenta asta emoțională contează și de asta mă gândesc că tu ai și construit trainingurile pe care le-am livrat și se livrează în continuare de către colegii noștri, succesorii tăi, să zicem, cu o componentă emoțională puternică. Pentru că, fiind vorba de un business de servicii, în care nu avem niciun fel de instrument cu care să ne facem treaba, componenta umană e 99% din practică. Și dacă nu există emoție în relația dintre noi și francizații noștri, francizați și agenților, agenți și clienți, lucrurile nu se pot construi cu valoare și cu o proiecție pe termen lung. Deci, eu am făcut o paranteză legată de emoțional. Da, așa aș mai adăuga doar o chestie. Cred că suntem ființe emoționale. Cred că suntem oameni și asta este cumva esența omului, emoția. Și am fost în căutarea multor răspunsuri care le-am găsit mult mai târziu în partea de emoție, deși la bază sunt matematician, adică am căutat cu rațiunea de foarte multe ori răspunsuri. Cred că cifrele ajută, dar dincolo de asta trebuie să existe emoție, conexiune, chimie pentru a face un proiect să dureze, pentru că în sine ceea ce ne unește aici e o singură misiune, aceea de a construi până la urmă o breaslă respectată, de a oferi servicii pe care clienții noștri le merită la cel mai înalt nivel. Cred că lucrul acesta este posibil și dacă înțelegem toți actorii din piața asta să lucrăm în reprezentare exclusivă și colaborare, cred că la final vom reuși să construim așa viziunea la care am pornit, să reușim să schimbăm imaginea agentului imobiliar în piața dată. Din ce în ce mai mulți profesioniști în breazla asta, din ce în ce mai mulți oameni atenți la educație și din ce în ce mai mulți oameni care vor să-și construiască un business pe termen lung. Și sigur lucrăm inclusiv la reglementarea acestei. Da, o să vorbim industrie. Și despre asta. Da. Da, eu zic totuși, hai să rămânem un pic să vedem oare unde se duce piața în 2021. Da, oare unde se duce? Oare unde se duce? Fii atent, hai că eu întreb, eu răspund. Eu mă gândesc că în zona asta de
corporate, aș zice, spații de birouri, spații comerciale, industriale, cred că nu, într-o primă fază, o să înregistrăm niște scăderi ale cererilor. Okay? Și aici rămâne de văzut ce impact va avea din zona asta de comercial înspre rezidențial. Nu cred să aibă impact mare pe termen mediu-lung. Nu văd mai mult decât cu faza scurtă, cum am zis. Pe partea cealaltă, în zona de rezidențial, cererea de spațiu locativ rămâne în continuare mare, mai ales pe zona de achiziție. Pe zona de închiriere, probabil că nivelul ăsta scăzut al cererii se va menține atât timp cât economia va rămâne la relantii și atât timp cât școlile nu vor fi pornite și nu vom avea studenți și așa mai departe. Corect. Și activitate care să fie generată de studenți, deci poate că chiriile rezidențial vor fi... Simțim deja. Simțim, clar că se simte cum se, puternic. Dar asta nu a afectat nici volumele de vânzări și nici prețurile de vânzări și cred că trendul ăsta o să rămână în continuare pe 2021. Eu mai gândesc că scăderea prețului la chirii s-ar putea să impacteze cumva și prețurile la vânzare, însă nu văd în momentul ăsta o scădere mai mare de 5% în zona de rezidențial. Aici asigur că rezidențialul cuprinde atâtea leiere, atâtea straturi, noi, locuințe noi, locuințe vechi, case, apartamente, apartamente mici, mari, locația, unde, central, ultracentral, care oraș, ok? Deci, sunt foarte multe leiere în care pot să varieze indicatorii. Dar cred că în ansamblu nu o să avem corecții mai mari de 5%. Sigur, cum ai zis tu, rămâne în continuare foarte important dacă băncile vor da banii cum îi dau până acum. Cred că acolo e cel mai important aspect, pentru că dacă există... Deși e foarte interesant pe toate analizele noastre, în 2020 aproape 70% din tot ce am tranzacționat s-a tranzacționat cu cash și abia un 30% din ce am tranzacționat s-a tranzacționat prin credit, fie credit ipotecar, credit prima casă sau prima casă. Da, și cum să spun eu, cred că e relevantă perspectiva care tu ai zis-o, pentru că vorbim de aproape 5.000 de tranzacții într-un an, cât am avut, 4.700 ceva de tranzacții, către 5.000, estimăm să închidem și e o bază din care putem să extragem niște concluzii. Nu? Acum, cam asta legat de prețuri. Ce am sfătuit pe oameni? Tot eu zic, pentru că cred că am o idee, să fie atenți la locație. Într-o piață din asta semi-instabilă, cumpărătorii vor avea mai mare nevoie de sfaturi ca să aleagă proprietatea potrivită sau să găsească oportunitate. Nu? Cumpărătorii. Vânzătorii în aceeași măsură vor avea nevoie de mai mult ajutor ca să-și promoveze bine proprietatea, să o facă vizibilă, să atragă cât mai mulți potențiali cumpărători. Și într-un final să negocieze mai bine să obțină cel mai bun toți termenii tranzacției, încât să obțină cea mai rapidă tranzacție, cel mai bun preț din piață și în cele mai bune condiții. Și atunci, cred că în 2021 valoarea agentului imobiliar poate să fie mai prețuită decât în trecut, având în vedere posibile turbulențe în piață. Va fi mai greu să cumperi bine și să vinzi bine. Și atunci... apelați un agent imobiliar, Remax, evident. Deci fiți atenți la locație, la aspectul ăsta juridic, pentru că pot să fie destul de multe capcane aici, la finanțare, dacă sunteți în situația în care să aveți nevoie de o finanțare. Apropo, noi o să mergem, nu? Da.
Da, unul dintre planurile pentru 2000 sau unul dintre proiectele pe care vom lansa în 2021 va fi, am creat un departament de finanțare în cadrul companiei care își propune să serviseze toți potențialii cumpărători care își doresc să achiziționeze o casă prin partea asta de creditare. Lucrăm într-un parteneriat cu mai multe bănci, toate băncile importante din țară, suntem în parteneriat cu ele pentru a oferi cele mai bune condiții de creditare clienților noștri. Aș adăuga la ceea ce spuneai tu ce să facă în 2021, că imobiliarele în continuare reprezintă o sursă de investiție și cumva diferența între, să zicem, un plasament bancar sau o investiție cu randament scăzut și imobiliare este una istorică față de trecut, adică mult mai bine investești banii în imobiliare decât într-un... Da, pe rămâne unul dintre cele mai consacrate și sigure vehicule. Corect. De, transportat valoarea în timp. Da. Okay? Și cu cele mai sigure... Plus față de asta reprezintă și poate avea și un return of investment. Da, cele mai sigure surse de venit. Corect. Da, deci noi, printre altele, cum ziceam, o să reușim să oferim și serviciu de creditare clienților noștri. Un proiect care lansăm din ianuarie anul viitor și în care am creat practic un departament specializat numai pe partea asta de finanțare. Deci, și aici putem să oferim suport la zona asta de finanțare. Deci fiți atenți la locație, fiți atenți la aspectele juridice ale tranzacției și acolo sunt destul de multe teme la finanțare. Fiți atenți la ce om vă reprezintă interesele. Cred Corect. Că este foarte important pe cine angajați ca să vă vândă proprietatea, aș zice ce istoric are el, ce vechime, ce brand reprezintă. Fiți atenți la omul. E foarte interesant, una dintre chestiile care eu, de exemplu, nu înțeleg, e că dacă vrei să lași la cineva mașina sau, nu știu, telefonul să ți-l vândă cineva, e niște referințe despre el. E foarte interesant că mulți dintre oamenii din piață care încearcă să-și vândă proprietatea nu iau referințe despre agenții imobiliari. Și deși proprietatea respectivă poate costa de 100, de 1000, de ori mai mult decât un telefon. Și reprezenta cea mai mare valoare pe care el o tranzacționează în viață. Pentru cei mai mulți dintre ei, majoritatea dintre ei. Reprezintă, salariul pe 20 de ani sau pe 30 de ani și cu toate astea îți dispus să lucreze cu oricine. Poate că ar fi bine să solicite servicii. Foarte multe zone din astea în care poate fi împărțită o tranzacție în care agentul imobiliar să te poată ajuta, iar în unele dintre acele zone, să zic eu, ale tranzacției imobiliare, fie că ești vânzător, fie că ești cumpărător, nu ai cum să poți să, știu eu, îți rezolvi singur problema. De exemplu, nu o să poți niciodată, ca și vânzător, să evaluezi un cumpărător. Sau să afli de pare. Contraofertă, nu poți cere contraofertă și multe lucruri pe care noi le discutăm în cursuri. Dar piața imobiliară cred că va rămâne stabilă în 2021, în special în zona de rezidențial. Dacă aveți de cumpărat, nu amânați momentul, cumpărați, dacă aveți o nevoie, nu amânați momentul și cumpărați. Consultați un agent imobiliar care poate să vă optimizeze mult achiziția, investiția. Dacă aveți de vândut, e important să aveți knowledge-ul necesar și resurse necesare să promovați bine proprietatea și să obțineți cele mai bune condiții tranzacționare, de la preț până la termen de plată și așa mai departe, pentru că lumea asta nu va putea merge înainte fără imobiliare și noi nu vom putea trăi fără imobiliare. Deci cam asta despre 2021. Hai să vorbim un pic și despre legea asta a agentului imobiliar. Nu? Da, pentru că suntem într-un context în care după 30 de ani de democrație am rămas cam ultima profesie liberală, agentul imobiliar, care nu are o lege, agentul imobiliar, nu are un set de norme după care să își desfășoare activitatea. Nici la intrare nu există niciun fel de filtru și asta permite, servicii de foarte proastă calitate, pentru că oricine poate să se auto-intitileze agent imobiliar. Pe urmă,
Nu există niciun fel de setate reguli sau norme legate de educație, o educație minimă. Și nu există niște reguli de joc în interiorul bresle astea, astfel încât consumatorul să știe la ce să aștepte ca nivel de serviciu și actorii dinăuntru, agenții imobiliari, să-și asume la nivel de breaslă niște obligații față de piață. Și asta încercăm noi să facem. Suntem în situația în care astăzi nu putem spune cu exactitate câți agenți imobiliari, de exemplu, sunt în România sau ce-l califică pe un om pentru a fi agent imobiliar și cumva cred că asta ce responsabilități are, impact, are exact, are un impact asupra imaginii breslei și meseriei ăsteia în piață. Ce... Sigur că ne dorim reglementarea acestei meserii, ne dorim construirea unei legi, cadru în care să... Păi nu numai că ne dorim, că ne-am și implicat. Ne-am și implicat. Și... Bine, ne-o dorim de mult, da, de anul ăsta suntem dorim. Și implicați în partea asta de construirea legislației pentru agent imobiliar. Un proiect în desfășurare care urmează să a prins contur și sperăm să spună o legislație să... Da, suntem toate asociațiile de agenți și agenții imobiliare sunt la o masă. Avem oportunitatea de a fi într-un consens total. Noi suntem parte din o asociație, se numește CEIR. Și împreună cu colegii noștri suntem într-o fază foarte avansată de avea această lege, de a o face într-un final funcțională și cu siguranță în 2021 o să avem activă. Acolo asta vreau să e foarte multă educație. Direcții în care construim legea. Ne dorim să, ca fiecare agent imobiliar înainte să poată să presteze această meserie, să aibă o anumită educație care să fie atestată în final printr-un examen și sigur ne dorim ca breasla imobiliară să fie recunoscută, să existe un registru în care să găsim toți membrii acestui, am zis, registru electronic în care vor fi înscriși toți agenții imobiliari pentru a putea ști care sunt agenții imobiliari, care au absolvit școlile necesare pentru a putea presta această meserie, iar nu numai noi ca parte din această meserie, ci și clienții cărora li se adresează diversi oameni pentru a le presta servicii imobiliare. Bun, deci legea ce trebuie să facă? Trebuie să seteze niște norme de intrare. Corect. Nu? Educație, examinare special. Și așa mai departe. Pe urmă, niște reguli de joc. Okay? Cum jucăm după ce am intrat în breasla asta, cum ne raportăm la clienți, cum ne raportăm în relație cu colegii și regulile de ieșire. Că dacă nu joci corect, ai niște cartonașe, galbene, roșii, ce culoare or fi ele. Corect. Și atunci ne vom face mult mai bine înfipți în piață, în economie. Clienții vor ști mult mai bine la ce să se aștepte, ce obligații au și ei față de agenți imobiliari ca și breaslă. Și cred că absolut toată lumea va avea de câștigat de aici. Absolut toată lumea. Siguranță. În special clienții. Da. Noi în 2021 pregătim o școală pe care vrem să o facem deschisă întregii bresle la... Da, asta este o noutate, nivel, cumva, da, în premieră. Așa. La nivel de industrie și vrem să investim foarte mult în tehnologie și avem niște proiecte gata de a fi lansate în piață, sistem de ofertare digitală deschisă, care seamănă cumva cu licitație pe proprietăți, multă automatizare în procesul ăsta, digitalizare în procesul ăsta de gestionarea bazei de date, de clienți și de date legate de proprietăți și așa mai departe. Inclusiv marketare. Marketare. Mergem și în zona de aplicații de mobil, nu?
pentru agenții noștri, pentru clienți. Deci sunt niște proiecte mari pe care le dezvoltăm pentru toți membrii rețelei, pentru că în general economia asta și accelerată acum de COVID merge mai puternic spre digitalizare. Da, tehnologia și tehnologie, digitalizare, da. Și numai în toate domeniile. Asta zic, școala, da. Școala e online acum. Corect, corect. Adică cred că e necesară adaptarea asta la tehnologie pentru a putea rămâne în contact cu oamenii în condițiile în care așa, avem norme de distanțare socială. Da, da. Ok. Ce să mai zic? Pentru cei care nu sunteți în industrie și v-ar interesa ideea de a veni, de a intra în breazla asta de imobiliare, indiferent cum o veți face, cred că e important să rețineți că aveți nevoie de trei elemente cheie, zic eu, ca să aveți succes în business-ul ăsta. Aveți nevoie de un brand puternic pe care sigur că vi-l puteți construi. Depinde cât de mare vreți să fie notorietatea lui și să calculați cât timp și bani v-ar costa. Deci un brand. Doi, aveți nevoie de o rețea cu care să colaborați, pentru că în real estate se colaborează foarte mult la nivelul pieței locale, să zicem Cluj, la nivelul pieței regionale, naționale, internaționale, și oportunitățile venite din colaborare pot să fie multiple. Deci brand, rețea. Și trei, trebuie să aveți un pachet de suport pe care să vă bazați business. În zona de educație foarte important, în zona de tehnologie și marketing, și ar fi încă câteva de spus aici. Deci brand, rețea, suport, trebuie să vă gândiți la ele dacă vreți să intrați în acest business. Aș vrea numai să adaug la partea de rețea. Cred că cel mai mare câștig pe care îl poate avea un membru Remax, inclusiv pentru noi la nivel internațional, este ceea ce numim sharing experience, împărtășirea de experiență între membrii și cumva una dintre valorile cu care a fost construit acest brand la nivel internațional. Noi am avut foarte mult de învățat atât din plan internațional, de la alte regiuni mai bine dezvoltate, dar și de la membrii noștri interni care sunt toată ziua în piață și de la care cumva feedback-ul lor e important pentru tot ceea ce facem și construim aici ca instrumente de susținere a business-ului. Și cred că pentru cei care își doresc un business în imobiliare sau pentru cei care poate au un business în imobiliare, dar nu știu cum să-l ducă la următorul nivel, asta poate fi un mare câștig în a învăța de la cei care cândva au fost ca tine și au performat. Păi, până la urmă, ceea ce facem noi aici, o echipă de vreo 17 oameni, este că dăm suport tuturor celor care sunt în business cu noi, fie că sunt agenți, fie că sunt francizați. Iar pentru francizați, cei care vin noi în acest business, oferim la start un pachet complet de know-how, de soluții, instrumente care se facă din prima zi cei mai buni în piață. Și nu o facem pentru că noi am inventat lucrul ăsta, ci pentru că el deja funcționează la nivelul a 110 țări și vreo 150.000 de oameni pe Mapamond. Și noi replicăm ceea ce deja se face în Remax de vreo 50 de ani. Pentru 2020 și 1, noi ne-am propus deja o creștere de minim 30%, indiferent unde se duce piața asta cu sau fără COVID, trebuie să ne vedem cu 30% mai înalți la finalul anului viitor. E foarte... Așa că veniți lângă noi dacă vreți să creștem împreună. Te rog? Scuze, vreau să zic că e foarte interesant ideea asta de a propune obiective și a le urmări continuu. La începutul anului nu știam cum o să ajungem aici la sfârșitul anului, nici nu vedeam pandemie sau altceva și iată ne ajuns într-o creștere, cum ziceam, care ne-am propus-o și cred că așa acum va fi și noi am făcut un reset. Deci după ce am trecut perioada de izolare, am zis ok, hai să resetăm, le calculăm și ne-am resetat obiectivul pe care l-am atins la milimetru, dacă îi să fim noi... Atins în a doua jumătate a lunii decembrie, ca să zic. Da, e atins în a doua jumătate a lunii decembrie. Asta e important. Asta înseamnă că facem o predicție bună.
face o predicție bună. O mai fi și avut noroc, dar norocul ți-l faci, știi? Corect, da. Bine, nu știu cât... Cum definești norocul? Uite, asta e o întrebare foarte interesantă. Cu cât muncești mai mult, cu atât mai mult noroc, știi? Era o vorbă, da. Face zic cât de, cât de pregătit ești la oportunitățile care se ivesc. Corect, corect. Așa că nu ratați oportunitatea. Oportunități inclusiv într-o piață de genul ăsta sau într-o criză de pandemie și așa mai departe. Așa că nu ratați oportunități, aș zice eu, trei. Una, dacă sunteți antreprenori, să intrați în business cu noi în această industrie care are o grămadă de avantaje și oportunități imobiliare. Dacă sunteți freelancer sau vreți să fiți freelancer, puteți fi agenți imobiliari. Și uite, din exemplu meu, avem aici un succes notabil la nivel național și european, 250.000 de euro, peste de fapt. Iar dacă sunteți clienți care vreți să vindeți, să cumpărați, să investiți, să închiriați, agenții Remax sunt cu siguranță foarte bine educați. Resursele pe care ele au la îndemână sunt de top la nivel național și global. Așa că căutați oamenii de la Remax și haideți să stăm de povești, fie că vreți să intrați cu noi în business pe orice idee. Avem și deschiderea înspre consultanță gratuită. Da, puneți mâna și tastați remax.ro. Haideți să... Da, găsiți toate informațiile pe remax.ro, inclusiv datele noastre de contact. Dacă vreți să rămânem în contact cu tot dragul, aș mai adăuga că dacă vrei o carieră în vânzări, cred că o carieră în imobiliare este maxim ce poți atinge în vânzări. Și din multe aspecte, însă, pentru dau numai un exemplu, aici trebuie să fii pregătit pe tot ceea ce înseamnă consultanța produsului, consultanță financiară, consultanță juridică, care în alte domenii de vânzări nu există, dar nu în ultimul rând, pentru că este un sistem meritocratic în care dacă reușești să performezi, ești remunerat pe măsură, fără a avea limite, praguri sau targete impuse, cum se mai întâmplă. Da. Și dacă îi să închiei cu o altă laudă, aici, sub acest mic trofeu, este un alt trofeu pentru o franciză de noastră care a depășit 1 milion de euro în comisioane și care pentru anul viitor are un obiectiv deja setat de 1,5 milioane, iar noi suntem aici să îi ajutăm să-și depășească obiectivele pentru că sunt partenerii noștri. A de menționat că acest 1 milion de euro a fost atins în 2020, adică exact. Anul în care toată lumea plânge de pandemie, inclusiv el când a apărut, Andrei poate ne urmărește, practic a reușit să se adapteze, să construiască un birou fain și să reușească să atingă o performanță faină. Bun. Zicem noi în Ardeal. Ok, am cam terminat asta 60 de minute cu Remax. Mulțumim fain, Iulian. Mersi, mai și eu. M-a simțit tare bine, mai trebuie să faci. Super. Păi în fiecare lună facem astfel de evenimente. Luna viitoare o să aducem pe cei doi campioni, pentru că se încheie anul și știm exact cât de sus s-au sărit. Și țineți aproape de noi. O să aducem și specialiști din afara rețelei Remax, din industrii sau servicii conexe. Mulțumim și să ne vedem sănătoși la mulți ani în 2021. Sărbători faine, la mulți ani tuturor, aveți grijă de voi în vremurile astea. Toate bune! Noroc!